Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de opening după foarte mult timp. Suntem chiar aici cu un nou opening și bineînțeles că odată cu lansarea lui Amber îi și lipsește Amber, lui Liviu îi lipsește Amber, Leon și Sandy, pentru că pe Colette o să o luăm din Brawl Pass. Și bineînțeles, cred că Brawl Pass-ul l-a luat tot cu codul Mădălin pe shop și nu uitați să folosiți și voi codul Mădălin pe shop acolo dacă doriți să mă susțineți. Cred că da, că mi se pare că mi-a dat pe Instagram și l-am și pus, dacă țin eu minte. Nu mai țin minte, dar gen nu mai țin atât de bine minte, dar parcă s-ar fi întâmplat chestia asta. În fine, nu uitați și de butonul de like și de abonare dacă doriți să susțineți seria aceasta. Sunt și la Petrovo când filmez chiar acum episodul acesta, dați un follow pe primul link de descriere dacă doriți să vedeți episodele în premieră și bineînțeles dacă aveți și voi vreun opening. Stai așa, până una alta să deschid, înainte să deschid vreun megabox, să nu fac vreo vestie și să iau pe Colette. Ok? Să luăm pe Colette aici ca să nu facem vreo greșeală. Brawlerul cromatic 3 din 3, are toți brawlerii cromatici. Îi mai lipsește Leon, Sidney, am văzut că Leon îl are pe shop cu 349 reducere. Amber este la, e fără reducere la preț întreg 700 de gemuri. Ceea ce 700 cu 349 ar însemna vreo 1050, el are 1907, deci el trebuie să bage. Uhu, rodomul la nejumate pentru două legendare. Afacere? Afacere. Hai să dăm, nu știu, de jos, de sus. Ah, șansa, nu v-am arătat șansa. Șansa pe care o are el este de 0.15-61%. De 0.15-61. Bă, că n-a luat niciun skin de pe aici. Sau, bă, că l-are pe Leon. Cred că l-a luat pe Leon, da. Oricum, Leon, sincer, dacă ar fi de Halloween acesta să aleg doi brawler pe care să-i cumpăr, ar fi Leon la pachet de anul trecut, că e la reducere, și cu Zombie B. Dar stai așa, că nu-l văd pe... Am zis, are skin-ul pe Leon. Dacă nu-l are pe Leon, n-am mai zis. Hai că da! Se pare că nici pe Leon nu-l are. Bun, hai să continuăm. Am uitat că nu-l are pe Leon, bro, nu știu ce a fost în capul meu. Văd că punctei trebuie decât pe Colette, ok. Nu o să luăm punctele, să le dăm pe Colette. Mamă, stai așa că lipsesc, da, adevărat, lipsesc Star Power, gadget-uri, clar. Luăm bănuții, dăm B-box-ul. Hai mă să luăm așa de la capăt, luăm de sus un item, că sunt două iteme clar, este item Pinpack, ia să vedem ce pică din Pinpack. A picat epic. A picat emote epic. Bibi care... Păi da, nu înțeleg, de ce tot tipul primele două emoturi care vin la pachet și sunt același lucru? Ori sunt de happy, ori sunt de plâns, ori de sunt de like, ori habar n-am. Deci plâns, obit plâns și Poco, care este un pin special. Un pin exclusiv. Ok, ăsta nu o să-l dau deocamdată. Hai să vedem megabox-ul, un item din păcate. Bun, 100 de coinsuri. Nici din B-box nimic. Nici aici nimic. New pin. Oh, două iteme. Ah, ghige pe Carl Firar, bro. Totul să ne aducem aminte. Înainte de șansa de 0.15 la legendară, ghige are șansa de 2% și Star Power-ul de 1%. Deci trebuie un noroc extraordinar de mare ca să o luăm pe Amber sau pe Leon. Sau pe... sau tot, nu? Ah, nu, Amber, Leon și... și Sandy. Oh my god. Și Sandy, bro. The Mega Box. Un item. New pin. B-box. Două item. Exact ce vă spuneam, Star Power din nou. Nici nu știu. Cred că după ce termin itemele de sus voi da un restart. New pin. B-box-ul. Pinul fără număr. Coinsuri, pin. Pin. Și luăm și pe Trixie Colette skin-ul. Se pare că n-a luat Trixie Colette încă. Putea să ia Trixie Colette oricând la orice oră. Hai să facem așa și totodată să dăm și upgrade. Ok, foarte aproape ca să o maxeze. Bine, cu siguranță o să o maxim. Hai să dăm un restart. Am revenit după un restart. Hai să vedem dacă cumva ne-am ajutat și de data aceasta restartul ăsta. Colette să nu uit să o maxez. Acum pot să o maxez. Ok, bun. Mergem aici și o maxăm. Bam. Și cred că are toți brawl. Acum nu mai poate să mai pice puncte absolut deloc. Ce este item roșu? Este item roșu. Și va pica gadget, star power sau... sau vreo legendar. Acum nu știu sigur dacă se va întâmpla. A,
Asta-i zic. Asta-i. Please, te rog. Asta zi, mă! Bine, mă! Bine! Dar nu este... Nu este, din păcate, Amber legendară. Este legendară, dar nu Amber. Cred că era mult mai ok dacă era Amber. Fix de Sandy, care uitasem. Dar totuși, cu 0.15 este un lucru foarte bun. Pentru că eu am deschis pe contul meu cu 0.33 și nu a picat. Șansă dublă, chiar dublă și încă ceva. Și lui cu 0.15 a picat legendară. Un lucru foarte bun, un lucru foarte bun chestia asta. Hai să luăm pe Sandy pe fundal și totodată dacă o luăm pe Sandy pe fundal, vreau să iau toate punctele acestea să le dau în Sandy. Toate punctele să le bag în Sandy, practic. Așa. Așa. Mai luăm și pe astea. 500 astea de jos o să le las, nu mai bag deocamdată. Bam, 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 bam. Bun, și aproape să facă și level maxim. Este perfect, este perfect. Hai să vedem. Șansa, stai să vedem șansa. Ce șansa are? Codul mă dă din pe shop, băieți. Codul mă dă din pe shop. 011158. Bă, se pare că codul mă dă din pe shop are... Deci am noroc la abonați să le pice ceva. Dar nu mie. Pe cont secundar, bine. Ce drepte că nu ai o șansă 100% să-ți pice. Nu-i ceva sigur, bro. Să zici că, bă, folosești codul, îți dă șansă la legendară încă 10% în plus sau ceva de genul. Nu, e doar șansă spirituală, practic, de a avea noroc în plus. Spirituală și în suflet. Bun, perfect, am maxat-o și pe Sandy. Are toți brawler lansați, toți brawlerii maxați. Dacă pic item roșu... Dacă pic item roșu, iar avem puține emoții, puține emoții, puține emoții, puține emoții... Era ceva, era ceva. Deja m-am obișnuit, deja m-am obișnuit. Da, restartul magic, exact, exact, exact. Zic și băieți aici pe trovă restartul. Restartul la limit a fost. Se pare că e bun, mă, restartul ăsta. Nu le situații. Bonus remaining. V-box. Item roșu. Mă ține cu emoții. Sunt multe gadget-ul Star Power ce lipsesc. Hai să vedem. Ok, gadget-ul nou pe max. Nu e rău, nu e rău, nu e rău. Nu e rău gadget-ul ăsta pe max. Nu prea l-am încercat de când l-am luat și eu. Coinsurile, megabox-ul. Ok, bonus remaining. Ralbox-ul. V-box-ul. Nimic. Item roșu din nou. Oh my god. Zi-mi, te rog, frate, că e legendară. Care ar fi șansele să pice din nou legendară cu 0.12 aproape? Pai, de capul meu. E GP Dynamite. Da, da, da. Oricum, ce drept că am avut noroc. Atât de bine putea să nu pice Sandy. Item roșu din nou. Hai, mă, come on, come on, come on, come on, come on, come on. Știu că se poate, știu că se poate. Și mai avem ce drepte că mai avem foarte puțin. Ia să vedem de aici, a picat El Primo. Îmi place foarte mult ăsta cu El Primo, de se enervează extraordinar de mult, îmi place. Dar vedeți, din nou, exact cum a fost mai devreme, la început au dat două emoturi comune care plângeau și acum au dat două emoturi care sunt nervoase la fel. Băi, e prea mare, cum s-ar spune, coincidența e prea mare. Se pare că se anunță în random, adică când îți dă pe primul nervos, ți-l dă și pe al doilea, când ți-l dă pe primul care plânge, ți-l dă și pe al doilea. Și al treilea e ceva happy cu like sau câteodată mai pică și epic. Ce porcărie, bro, ce porcărie, bun. Bănuți, bă, ce drepte că cu bănuții n-are ce să facă, pe shop nu are ce să cumpere. Deci bănuții doar acolo, pe viitor să-i aibă. Mai rămân șansa de b-box-ul ăsta de aici. Că din sezonul trecut nu are nimic. Da, nu are absolut nimic. Din sezonul trecut. Item roșu. Ok, gadget pe El Primo. Din nou item roșu, bă, deci mă disperă, mă disperă asta. Știți cum aș fi vrut eu, sincer? Aș fi vrut așa. Să pice item roșu de când este un brawler nou. Nu când pică gadget sau star power. Că efectiv te disperă când ți se întâmplă treaba asta. Te disperă. Măcar știu un lucru sigur. Bă, este legend, este item roșu, spică legendară sau brawler nou sau
nu contează raritatea, dar e brawler nou. Nu se bage și Star Power și Gadget ca să bipă e. E frustrant. Și pe bune că e frustrant. E frustrant rău de tot. Deci avem 9 iteme roșii. Colect și cu... Da, de din păcate n-am putut să-i luăm Amber. Cred că trebuie să facem noi manevra asta cu Try la Amber. Și după aceea să fi încercat să o luăm. Din păcate n-am putut să o luăm, poate o să aibă el mai mult noroc. Poate, cine știe, aș fi putut să deschid și pe ăsta, dar n-are sens. Ca aș fi 6 într-un megabox să pice Amber la momentul potrivit, nu, n-are niciun sens. Dacă v-a plăcut episodul, nu uitați de butonul like și de abonare și, bineînțeles, o să mai apară episoade, să sperăm că o să deblocăm cuiva pe Amber. Totuși e legendară și când îți lipsesc foarte multe legendare, cam cât 25% șansa să spice legendara aceea, lângă faptul că mai este o șansă la rândul ei de cât are pe cont, 0.10, 0.15 și așa mai departe. Toate cele bune, nu uitați codul MDM pe shop și o să ne vedem data viitoare. Pa, pa! Subscribe!